Bun găsit! Timp de 10 zile, utilaje ale sistemului de gospodărire a apelor române au intervenit la Vatra pentru degajarea ghețarilor de la confluența râului Dorna cu Bistrița. În tot acest timp, la fața locului s-a aflat și subprefectul județului Suceava Ionuț Crețuleac, care a monitorizat zilnic lucrările efectuate. Timp de 10 zile am avut echipele de la SGA în teren. Am avut două escavatoare cu braț lung, un escavator cu braț normal, un buldozer și precum și alte utilaje care au intervenit și vreau să mulțumesc pe această cale, în special apelor române, prin administrația bazinală Siret, pentru mobilizarea exemplară care, de care au dat dovadă, atât cu personal cât și cu utilaje. Timp de 10 zile, cum am spus, s-a acționat în aval de confluența râurilor Dorna cu Bistrița. S-a realizat un șenal de circa 400 de metri lungime și 40 de metri lățime. În total, circa 30.000 de metri cub de gheață s-au uh, degajat din albea râului. Mâine vom încheia acțiunea, în jurul orei 12, iar uh, în continuare vom monitoriza, pentru că vremea este în încălzire, vom monitoriza prin echipele ISU, dar uh, și hidrologii de la Sistemul de Gospodare a Apelor, uh, cotele pe aceste două râuri în, uh, în uh, vederea eliminării uh, oricăror uh, pericole.